Patrick, cât stă la ea sub masă? Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă organizată de CSMC Florin Neamț cu ocazia partidei cu CSC 1599 Schellenberg. Partidă programată pe 20 octombrie de la ora 18 pe stadionul municipal Ceahlăul din Piatra Neamț. În fața noastră sunt antrenorul principal, domnul Cristian Pustai, și jucătorii Patrick Petre și Mihai Neicuțescu. Domnule Pustai, câteva considerente, câteva aprecieri despre partida de vineri, despre adversar. Da, spunem despre fiecare meci că este dificil. Într-adevăr, ne așteaptă acum un meci cu o echipă care abia etapa trecută a pierdut pentru prima dată. O echipă care, dacă ne uităm la parcursul ei, din 5 jocuri în deplasare, a reușit să câștige 3 și să termine 2 jocuri la egalitate. O echipă care încă n-a primit gol în deplasare. Deci ne așteaptă un meci foarte, foarte dificil. Știm asta, ne-am pregătit foarte bine. Este o echipă care a primit 4 goluri până acum, deci a doua cea mai bună apărare, dar cei de la Slobozia, care au 3 goluri primite, sunt mai buni decât ei la acest capitol. Deci o echipă care se apără foarte bine, care joacă mult mai bine în deplasare. Deci ne așteaptă un meci greu, însă și noi suntem o echipă care până în acest moment am demonstrat că reușim să înscriem aproape meci de meci, pentru că a fost acea sincopă cu Mioveni, dar și la acel meci ne-am creat destule situații. Așa că sunt premise pentru un meci foarte, foarte interesant, foarte disputat și sper să ieșim învingători, pentru că ne aflăm exact la jumătatea acestui sezon regular. Parcursul este bun, bineînțeles că putea să fie și mai bun dacă ne gândim la ce puncte ne-au trecut printre degete, dar în continuare trebuie să sperăm că trecem de a doua barieră, cea de 20 de puncte, și ne îndreptăm spre bariera finală, care dacă reușim să o depășim pe cea de 30 de puncte în sezonul regular, înseamnă că suntem în play-off, care dacă reușim să o depășim după, înseamnă că am scăpat de retrogradare. Considerați că în această pauză competițională privind Naționala României a ajutat mental echipa în ceea ce privește că e dificil? Echipa e ajutată mental în fiecare zi. Această pauză competițională este stabilită de la început, știm bine, de data asta sunt 3, pentru că mai urmează încă o pauză. În aceste pauze competiționale echipa își continuă parcursul, mai face corectările de rigoare, pentru că nefiind acel parcurs regular cu meci sâmbătă-sâmbătă, ai timp să iei un meci de verificare. Am preferat să luăm aceste meciuri de verificare cu echipe bune, adică echipe de Liga 1, și cred că a fost un plus pentru noi și prima pauză, cred că și această pauză, pentru că numai jucând cu echipe bune poți să capeți acea experiență de care spun eu că mai are nevoie această echipă, pentru că sunt foarte puțini jucători care au evoluat în Liga a doua din rândul acestei echipe și sunt încă mulți jucători străini care au nevoie de acea minimă perioadă, să zic, de 3 luni de acomodare. Dar, asamblând în liniște, să sperăm că am reușit să facem lucruri bune și vrem să facem mai departe lucruri bune. Profesor, cum au revenit jucătorii, cei 3 care au fost convocați la loturile naționale? Păi încă n-au revenit. Aici este o problemă. Nu vreau să discut că intru în conflict de arăși cu Federația și am tot intrat cu
program, cu modul în care se joacă și Liga 1 și Liga 2 și n-au revenit încă. Pe Boysa nici nu cred că revine până la meci, iar cei doi încă erau pe drumuri, să sperăm că astăzi pot face un antrenament. Adică mi se pare cumva să ești la lotul național să pierzi chiar și lotul echipei la care ești. Că e greu cu un singur antrenament să intri ca titular sau să prinzi chiar lotul. Da, v-am zis, mă abțin, poate e doar o situație de conjunctură. Avem soluții la nivelul under-ului în aceste condiții? Păi avem, am și folosit. Avem 2 under 2003 sau mai mici, cum ar fi Savu și Anton. Și la 2005 avem Fără Gău și Matei. Deci avem dubluri, avem, dar e o situație destul de ciudată. Dar să sperăm să fie doar o coincidență, că au jucat mai târziu sau... Dar foarte, și că jucăm noi foarte repede. Dacă mai sunt probleme medicale, la meciul cu Oțelul, a fost ceva probleme? Probleme medicale vis-a-vis de accidentări, se pare că la acest moment nu avem, însă au apărut celelalte probleme medicale legate de gripa sezonieră, care se pare că începe să se simtă și la noi în vestiar. Petkov ieri a ieșit, adică n-a participat la antrenament și este destul de răcit și probabil nu o să-l avem pentru meciul de vineri. Și acum de dimineață, înainte de conferință, am mai primit încă o veste că și Pierre Larauri ar fi încercat de o răceală. Să vedem ce putem recupera până la ora jocului sau, dacă nu, v-am zis, suntem un lot destul de echilibrat și încercăm să ne descurcăm. Într-adevăr, avem un meci, cum v-am zis, foarte greu. Să sperăm că avem și aportul publicului, pentru că e nevoie. Fac apel să fim sprijiniți, pentru că dați seama, această echipă are nevoie de experiență, are nevoie să rămână în Liga a doua. S-a indus o stare de dorință la nivel declarațional, probabil, că vrem promovare, că vrem. Niciun jucător nu știu, pentru că de asta suntem așa de mult televizați, să rămânem în Liga a doua și la anul, când vor mai fi încă două perioade de transfer, să ne întărim acolo unde este necesar, să încercăm pe baze solide, pe ajutor și din partea autorităților, pentru că, vedeți, noi luptăm cu niște mori de vânt. Dacă ne uităm în Liga a doua, Metaloglobus au un patron, un doctor, nu știu exact cum îl cheamă, care e de vreo 3 ani sponsor la acea echipă, și Nicu Sarcină, sponsorul de la Viitorul Pandurii. În rest este Ceahlău. Și ne luptăm cu CJ-uri, cu CL-uri, cu infuzii de capital. Este foarte greu. Trebuie să mulțumim acestui om că există, dar el cred că trebuie și ajutat, pentru că este echipa, până la urmă, orașului. O echipă care își desfășoară o activitate în oraș. Nu vreau să intru în polemici, v-am zis, nici cu galerie, nici cu autorități, dar trebuie spuse niște lucruri. Nici în Liga 1 nu sunt foarte multe echipe cu patronate de... Adică ne luptăm, practic, noi cu baioneta și alții cu alte arme. Pentru că ați citit la Chindia, când a fost un pic mai greu, s-a făcut o infuzie de capital. Foarte frumos. Și noi trecem și avem momente grele, dar că depindem de un singur om care, v-am zis, trebuie părerea mea. Și să nu uităm sponsorii care sunt și care ne ajută, dar eu cred că trebuie și autoritățile să se implice mai mult. Vine 20 octombrie, este o zi parcă predestinată, cu 104 ani se înființa prima echipă de fotbal a orașului. Așteptați ca suporterii măcar și prin această perspectivă să vină număr mare la stadion să susțină echipa la un mic așa de dificil?
A, eu aștept suporterii să susțină echipa. Într-adevăr că acea zi coincide cu nașterea, să zicem, a fotbalului în Piatra Neamț, cu atât mai mult. Dar cum am făcut apel la suporteri, pentru că ei trebuie să-și dea seama că acum un an jucam cu Miroslava și acum am jucat meci amical cu Iași, cu Oțelul, cu echipe de Liga 1. Echipa asta trebuie susținută, trebuie sprijinită. Să nu uităm că am spus tot timpul că acest oraș are potențial, că are o foame de fotbal. Acum când începem să tăiem din pâine, devenim foarte mulți antrenori, filozofi și mai puțin iubitori și suporteri, că până la urmă suporterul e acela care este și la bine și la greu. Patrick, din punctul tău de vedere, cum se vede meciul cu Schellenberg, cum crezi că trebuie analizată echipa asta ca echipa care a condus clasamentul până în etapa a șaptea inclusiv sau care a pierdut două meciuri în ultima perioadă și a pierdut locul de fruntaș? Cum a spus și domnul, să jucăm cu echipă foarte puternică. A pierdut un singur meci. Un singur meci. Da. Numai unul. Păi, egal în deplasare. Au pierdut un singur meci și au mai pierdut un singur meci în cupă cu voluntari din meciurile jucate din august începând. Jucăm cu o echipă foarte puternică, cea mai bună echipă din deplasare. E a doua din campionat. Sperăm să facem un meci mare și să câștigăm. Cât de mult ar conta și știi bine de la finala Suceava, aportul publicului a fost și la acel meci aportul publicului important cu Reșița când am debutat în Liga a doua. Da, publicul ne-a ajutat aproape la fiecare meci. Ne bucurăm foarte mult că cu această promovare i-am adus din nou la stadion în număr cât mai mare. Suntem în top 3 echipe cu cea mai mare audiență. Sperăm să fie în continuare și să îi facem fericiți, mai ales că jucăm de ziua clubului. Patrick, cum este să joci în nocturnă? Voi ați mai jucat și amical cu Oțelul, cel mai bun exemplu. Este, aduce ceva în plus sau? Tot 90 de minute se joacă, nu contează că joci pe lumină naturală sau artificială. Important este să jucăm bine și să câștigăm. Știu că tu ai dat randament foarte bun și că n-ai intrat de pe bancă, în special cu pase de gol și goluri. Cum crezi că te avantajează sau jocul? Să joci titular de la început? Când am jucat titular, la fel. Da? Da. Acum este decizia domnului antrenor. Eu trebuie, când are nevoie de mine, doar să îmi fac treaba. Mihai, s-a legat totul? Consider că... Cum simți tu vestiar la momentul ăsta, după o perioadă lungă, mulți jucători au venit? Consider că s-au integrat destul de ok băieții și noi am fost foarte deschiși și primitori. Nu cred că am fost genul de grup care să respingem sau să ne contrăm cu străinii, să spun așa. Cred că le-am ușurat într-o oarecare măsură acomodarea în lot. Consider că în momentul de față suntem destul de uniți cât să facem treabă bună sau foarte bună. Este apropierea asta de locurile de play-off, este eventual o presiune în plus pentru voi ca jucători? De ce să fie? La ce vă referiți când spuneți presiune? Adică dorința de a fi acolo și de a vrea un loc mai sus. Nu este nicio presiune, asta e dorința întregului vestiar, plecând de la staff până la ultimul jucător, asta ne-am dorit, știm ce înseamnă un play-off. Ne-am chinuit și anul trecut să intrăm, am reușit să o facem. Presiunea a fost și la Liga 3. Am început de pe ultimul loc al play-off-ului și am trecut pe locul 2 promovare. Adică orice loc din play-off e bun pentru noi în momentul de față, orice loc poate fi promovabil direct sau chiar direct baraj. Presiune, nu pot să zic neapărat că se poate, nu e presiune, dar... Pentru meciul de vineri, prețul biletelor a scăzut la 10 lei. Față de 30 cum era anterior. Dacă consider, Patrick, dacă voi considerați că ar putea fi un imbold pentru a avea un număr mai mare de spectatori. Da, poate fi un factor și chestia asta.
Nu știam cât sunt prețul biletelor înainte, n-am urmărit niciodată chestia asta, dar acum chiar auzisem de acest preț. Sperăm să, sau și prin acest lucru sperăm să atragem cât mai multă lume, mai ales, cum ați spus și noastră, cum am spus și noi, este ziua clubului, sunt 104 ani de la înființare. E un moment foarte important din pricina asta, e un moment foarte important pentru că jucăm cu o echipă foarte bună, locul 2, e important să câștigăm și cred că e foarte important să avem foarte multă lume la jocurile de acasă. Mihai, cum ești tu fizic? Știu că la meciul cu Oțelul te-ai urmărit puțin. Mai resimți accidentarea după turnul Măgurele? Nu, a fost ceva osos, n-a fost muscular. Am preferat să nu risc, mai ales că știam că sunt o echipă destul de agresivă, destul de dură și nu mi-aș fi permis să risc într-un amical o accidentare care m-ar fi putut ține mult mai departe de meciurile oficiale. Ce ai în mână? Sunt, așteptăm copiii în ziua de vineri la meci. Face Deco, sunt carioci pentru față. Sunt pentru copii, pentru atrage două culori, culorile clubului. Vă așteptăm în număr mare să fiți alături de noi. Domnul profesor, vă este primul de acest joc? Pentru că după acest joc mai urmează altele mai periculoase, adică cu echipe din prima parte a clasamentului și aia. Nu mi-e frică de niciun joc. Este normal să ai emoții înainte de orice joc. Bine, am emoții la fiecare joc. Normal să ai emoții. Dar ele trec odată. Ai intrat în vestiar și pregătești jocul, deja intri în atmosfera lui. Sunt trecătoare și ca jucător am avut. Și cred că și ei au emoții înainte de joc. Orice om înainte de un concurs, să nu-i zic chiar emoții, e starea de concurs. Bineînțeles că vin și alte jocuri. E un sezon, suntem abia la jumătate. Dar, cum am zis, sunt trei bariere de trecut. Una am trecut-o de 10 puncte, ce avertizare are ursul. 20 și 30. Cu o victorie pe care ne-o dorim și sperăm să o obținem cu Schellenberg, suntem în acel punctaj pe care l-ați spus dumneavoastră? Pe care ar trebui să-l avem. Un prieten tot spunea să nu mai zic de punctaj, că o să mi se întoarcă. Acel prieten Ionuț Badea, că eram colegi la licența pro. Totdeauna mi-a plăcut să încerc să fac calcule, să-mi fixez niște ținte. Dar eu v-am zis, undeva la 1,7 puncte per meci este o medie de play-off. Acum, aia e o medie. Poate fi constantă sau poate fi atinsă la ultimul joc. Important este să iasă medie. Așa ar fi bine, să ai destule note. Cum îi la bat, profesor? Toate notele să fie de 5 și nu avea de a fi 6. Așa să fie. Știi cum e și cu ăla cu... În sezonul trecut... Aici e caracalul, bine că ești tu deștept. Profesor, de ce v-am întrebat? În sezonul trecut, noi am devenit o specialistă a sezonului de primăvară, pentru că am intrat pe ultima poziție în play-off și după aia am ajuns până la barajele în care s-a jucat promovarea pe masă. Deci așteptăm primăvara, e mai așteptăm bine. Așteptăm primăvara, ne da speranțe că vom avea un parcurs. Anul trecut cred că a fost o mare surpriză și nu țin minte, s-ar putea, nu m-am uitat pe statistici, să fim singura echipă de pe locul 4 care am promovat. Cum la fel în vară când s-a făcut clasamentul pentru Cupa României, eram pe locul 5 din cele 5 promovate. Acum suntem mai bine. Suntem la un punct de Corvinu, care e nou promovată și care a pornit cu avantaj, că ne-am învins în primul joc. Dar eu sper să fim și mai bine și, cum a zis, nu, să zicem că vom fi, după pregătirea de iarnă, vom fi și mai buni și atunci să așteptăm cu încredere primăvară. Din păcate, mai rămân puține meciuri, 4 meciuri oficiale. Mai multe ca în alții. Mai multe ca în alții. Să fim acolo, în grafic. Să trecem de 20 de puncte.
Mulțumim frumos! Sănătate! O zi bună! Să se facă micuțescu pe față.